Bună dimineața! Cei 6 copii din localitatea Someș Odorhei, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, au plecat aseară în pădure la cules de ciuperci în jurul orei 18, dar s-au rătăcit. Polițiști, pompieri, jandarmi, personal silvic și localnici i-au căutat toată noaptea. De asemenea, a fost solicitat și ajutorul asociației 4x4, care a venit cu mașini speciale pentru a ajunge în locurile greu accesibile din pădure. Așadar, s-au folosit mașini de teren, un câine de urmă, chiar și o dronă, iar după o noapte întreagă de căutări, din fericire, în această dimineață copiii au fost găsiți după ora 7. Aceștia au fost transportați la spital și evaluați, însă nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Copiii le-au spus autorităților că au găsit în pădure un adăpost improvizat și au înoptat acolo. De asemenea, au auzit strigătele salvatorilor, însă le-ar fi fost frică să răspundă. Părinții au fost sancționați contravențional pentru neluarea măsurilor de supraveghere a minorilor și a fost informat și Serviciul de Asistență Socială al Primăriei.